Femeia care și-a înjunghiat fica duminică seara și apoi a încercat să se sinucidă era șomeră din ianuarie. Lucrase la o firmă de distribuție și logistică, la departamentul de facturare, acolo unde toată lumea o aprecia. Nu am avut niciun fel de problemă, ea a lucrat în două etape la noi. Odată a lucrat un an și jumătate, după care a plecat la muncă în străinătate, iar când s-a întors a revenit până în ianuarie. În ianuarie însă, fără niciun preaviz din senin, femeia și-a dat demisia. N-a spus absolut nimic, a sunat-o pe colegă, i-a spus vină la birou, eu îmi dau demisia și îți dau cheile. Și asta a fost tot. Vestea că ea și fica ei sunt internate la spital, micuța fiind în stare gravă, a căzut ca un trăsnet în rândul foștilor colegi. Fetița era viața ei, făcea un not, mergea cu ea în parc, la înghețată, la... totul se raporta la fetiță. Era o persoană, se comporta ca o mamă adevărată. Andreea este viața lui Ana și totul se raportează la Andreea. Nu pot să-mi dau seama greutățile, dar atunci nu înțeleg de ce a plecat, pentru că aici avea un salariu bun, era plătită, beneficia de bonusuri, de ajutor de la noi și hăinuțe la fetiță. I-am adus și i-am cumpărat și doar dacă s-a întâmplat ceva în căpușorul ei. Nimeni de la firma de distribuție nu-și amintește că a fosta lor colegă să fie avut anturaje dubioase sau vreo legătură cu vreun proces de prostituție în care să fie chemată să depună mărturie. În schimb, își amintesc de copila cu ochii albaștri și își fac griji pentru ea. Micuța urmează să fie văzută de un psiholog. Cum mama va fi decăzută din drepturile părintești, micuța va rămâne în familie. Conform celor de la DGASPC, mătușa ei și bunicul și-au anunțat disponibilitatea de a o crește.